Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Mihai Daniel, bun venit la știrile Crypto, astăzi 2 noiembrie 2024. O zi pe care putem să o etichetăm ca o zi frustrantă, o zi neplăcută, o zi în care dacă te uiți la altcoins, îți vine să întrebi, bă, cine zice că e bull market, că nu e bull market și așa mai departe. Hai să ne uităm pe CoinMarketCap. Cu mențiunea că eu filmez un pic în avans pentru că ora 7 e ora României, la mine e cam târziu. Începem cu CoinMarketCap, unde vreau să vă arăt un singur lucru. Vedeți aici unde scrie dominance? Asta înseamnă dominanța. Dominanța nu înseamnă cât de rău e Bitcoin sau agresiv sau e boss-ul sau nu știu ce. Nu, înseamnă care e ponderea lui în piață sau nu știu cum să vă explic. Dacă ai un coș, da, cu 10 obiecte, de fapt Bitcoin-ul este 6 din cele 10. 1,2 obiecte este Ethereum, da? Deci practic din 10, 7, ceva mere sunt de un soi, da? Adică ăsta. Și asta înseamnă că banii din piață intră în Bitcoin, da? Pentru că a scăzut dominanța Ethereum, iar dominanța Bitcoin s-a dus la aproape 60%. E normal, este asset-ul cel mai interesant. Bun, hai să vedem ce e relevant pe aici. Indexul de lăcomie și teamă este la 57. Practic, e... ne îndreptăm spre zona neutră. În ultimele 24 de ore, creșterile sunt de 1%, 1%, 1% nimic. Scăderile sunt Popcat-ul 10, Optimismul 7,7, Immutable 7, Ondo 7... Înțelegeți ideea. Nimic spectaculos să zici, bă, a căzut 1-200% sau nu știu ce. E ok. Înainte să trec la capitolul știri, vreau să vă arăt ceva educațional, important, gratuit. Da, deci gratuit. Pe Binance, cel mai mare crypto exchange de pe planetă, cu 240 de milioane de utilizatori, Rachel, doamna care se ocupă de marketing, mi-a spus, Daniel, ăsta este unul din produsele noastre de care sunt cel mai mândru. Da? Practic această academie. Dacă te duci în Binance, da? Găsești aici, dacă te duci pe prima pagină, te duci la Square și ai Academy Learn and Earn. Da? Deci poți învăța și poți câștiga. Și uite, ce este Margin Trading, ce este Aptos, ce este Bradworth, ce este Astar Network, ce este Introduction to Binance Products. Da. Deci, practic, sunt zeci de materiale educaționale absolut gratuite pe care vi le recomand să le răsfoiți. Și dacă ajungeți la Binance și nu aveți cont și răsfoiți chestiile astea și vi se par utile și vreți să vă faceți cont, las în descriere linkul meu de afiliat. Domnul Robert Kiyosaki este un domn cunoscut pentru cărțile sale, pentru viziunea sa de capitalist și în ultima vreme pentru faptul că este un avocat al Bitcoin. Dacă n-ați apucat să citiți, să răsfoiți Tată bogat, tată sărac, vă recomand acea carte. Prezintă două mentalități, mentalitatea celui care se duce la program la servici și mentalitatea celui care vrea să facă altfel lucrurile în viață. Și aici revenim la Bitcoin. Bitcoin ca investment. De exemplu, dacă ați cumpăra, nu știu, un teren și dacă ați cumpăra Bitcoin, da? Terenul, dacă îl țineți și nu faceți nimic și așteptați să-i crească valoarea, s-ar putea să aveți noroc. Domnul Gigi Becali a făcut-o, Pipera și când au mai investit și s-au întâmplat lucruri. La fel și cu Bitcoin. Eu zic că randamentul pentru Bitcoin demonstrat în ultimii ani este mai presus de zona imobiliară. Pentru cei care sunt extrem de ocupați și ajung din când în când să mai vadă câte o știre legată de cripto, aș vrea să le spun așa. Alegerile americane influențează Bitcoin și Ethereum. În condițiile în care Bitcoin și Ethereum înseamnă peste 70% din întreaga piață cripto, este normal că atunci când Bitcoin-ul nu este super bullish sau o ia un pic în jos, restul să facă același lucru, dar mai agresiv. Vine și momentul lor, puțină răbdare. Bun, Bitcoin pe daily. Stochastic RSI, Better RSI zice că avem o corecție. Două lumânări verzi, nu este nimic senzațional să zici, mamă, panică, alert.
Ideal ar fi să nu pierdem zona asta, 63.700, pentru că acolo e 200 moving average și devenim bearish din nou. Atât timp cât nu o să coborâm sub 66-67, nu am de ce să-mi fac griji pentru Bitcoin. Un 65 ar fi în cărți, vedeți zona asta de suport de aici. Deci, practic, acest bull flag a fost validat, nu s-a dus extrem de sus, dar avem bull flagul de pe weekly, care a făcut încă o încercare să fie spart. Pentru mine, zona asta, 100 moving average pe weekly, 49 acolo e bubă, ăla e bear market. Iar pe daily, semnele unui bear market pot să înceapă de aici. Da, gen, dacă rupe zona asta, 64-63, înseamnă probleme. Momentan avem o încrucișare pozitivă. Hai să vă mai arăt în trecut, că poate n-ați observat-o. Aici, în octombrie, 100 moving average cu 200-le s-au încrucișat pozitiv, explozie. Ce face Bitcoin cu Ethereum cu Bitcoin? Ce face 100 moving average cu 200, adică linia albastră cu linia roșie? S-a încrucișat la fel. Da? Asta se numește Golden Cross, adică suntem optimiști. Dragilor, nu știu ce mai cumpărați voi, dar BlackRock-ul cumpără Bitcoin. După cum puteți vedea, Arkham Intelligence, ultima dată când făceam public, aveau 300 și ceva de mii de Bitcoin. Acum au 433 de mii de Bitcoin, 30 de miliarde. Bine, e un pic piața roșie, da? Dar băieții cumpără, da? Pentru că, da, e bine să cumpere. Încă o dată vă repet, Bitcoin-ul, da, este un edge împotriva inflației, da? Gen, dacă vrei să stai într-un asset, da, foarte lichid, oricând accesibil, da, miliarde de dolari piață de capital, când ai un apartament sau când ai un teren sau când ai o mașină, mai greuț, te vin și pe alea, știi? Dar la Bitcoin, zap, l-ai dat. Și ca să avem și mai multe date, hai să ne uităm pe CoinGlass să vedem istoric cum e noiembrie. Da? A început roșu. Anul trecut a avut o creștere de 8%, da? Bitcoin. În 2022 16%, în 2021, an de bull market, minus 7%. 42% în 2020, practic suntem la 4 ani distanță. Minus 17% în 2018, în 2019 și minus 36% în 2018. Da? Deci ultimii 1, 2, 3, 4, 5, 6 ani, 4 luni roșii, 2 verzi. Dar, ce să zic, contează, da? Pentru că istoricul genai, uitați aici, una din cele mai mari creșteri pentru Bitcoin, 449% în 2013, când? În noiembrie, păi da, 53% în 2017, când? În noiembrie. Dacă ne uităm așa în trecut, nu prea vedem, deci are un antecedent periculos Bitcoin, o creștere fabuloasă în noiembrie. Și pentru că tot va veni vremea exitului, vremea când vor încasa profituri mulți dintre voi, da, pe marketoșii, vreau să vă arăt ce am listat astăzi. Da, avem 7 penthouse-uri listate la Doha, în zona, cartierul se numește The Sif, e foarte aproape de centru, e un oraș drăguț, cochet. Hai să vă arăt așa cum arată, astea-s gata, deci nu vorbesc de ceva ce o să se facă. Deci tot ce vedeți aici este gata. Ăsta este locul pe malul mării, vedere la mare, piscine, plaje, gym-uri, restaurante, zonă liniștită. Na, deci în bloculețele astea sunt penthouse-urile, în astea. În astea, da, vedeți? Uitați un pic ce view. Am făcut și video, să le pun pe YouTube, pe canal, să le vedeți. Uitați ce view-uri. Ei bine, eu vă provoc să găsiți în România sau în Dubai chestii de genul ăsta la banii ăștia. Penthouse-uri. Da, deci nu vorbesc de apartamente. Penthouse-uri cu balcoane imense, cu dormitoare frumoase, cu geamul de sus până jos. La banii ăștia. Hai să vă zic ceva. La banii ăștia vă luați într-o zonă similară în Dubai, maxim două camere, niciun caz penthouse. La București, good luck. La Cluj, good luck. La Timișoara, unde vezi voi? La Constanța, good luck, la banii ăștia, never, nu o să găsiți. Așa că, dacă vreți să cumpărați, putem și cu cripto, și cu fiat, și transfer bancar. Avem agenți români acolo,
Prețul nostru este prețul de piață. Adică n-a venit Daniel și a zis, bă, stai că îmi pun și eu 200.000, știi? Să fie bine, să nu fie rău. Nu. Ăsta e prețul de piață. Că vorbiți cu noi, că negociați cu noi, că negociați la Doha, e același lucru. De 7 penthouse-uri vă așteaptă, urmează și alte listări, că n-am fost la Doha degeaba. Am fost și le-am văzut. Și arată senzații.